Bună ziua, bine v-am regăsit. Voi încerca și astăzi să revin un pic asupra temei de rândul trecut, cea apostului, cea abținerii umane de la a afișa comportamente, atitudini mentale, de a avea intenții mentale, mărturisite sau nu, de a lua în considerare cu adevărat faptele sale negative, care aceste lucruri sunt, parcă mi se pare, la unii oameni cu atât mai greu de înțeles în perioada postului, cu atât mai mult probabil pentru omul neobișnuit cu terminologia, cu sensul, cu acele concepte ale înaltei spiritualități, este cu atât mai greu să înțeleagă de ce ar trebui să se abțină de la anumite comportamente de altfel care formează cotidianul vieții. Deci este cu atât mai greu să se abțină de la a face anumite lucruri în post când poate că aude sau vede că oameni pe care îi considera sau îi consideră încă superior lui, acei oameni fac acele lucruri. Vă vorbeam rândul trecut în emisiune despre o situație în care eu m-am aflat în platou unei televiziuni. Un prelat susținea, din păcate deloc argumentat, că nu ar fi o foarte mare problemă, sau de fapt care e problema dacă face anumite lucruri în post și așa mai departe. Cine a avut curiozitatea, cred că a dat căutare pe YouTube, a văzut emisiunea. Nu voi repeta la ce televiziune și în ce context. Ideea este următoarea. Trăim acele vremuri în care, și despre care mai ales ni s-a vorbit în profeții, acele vremuri în care falși învățători și falși profeți urmau să vină în lume într-un număr important. Chiar putem vorbi de o masă critică care ar fi contrabalansat, ar fi urmat să contrabalanseze un mental, un egregor, o mentalitate colectivă și așa aflată în derivă. Întrebarea este, atunci când vrem să luăm calea binelui, a ceea ce este frumos, a ceea ce este cu adevărat dătător de echilibru, de viață, de evoluție, întrebarea este, dacă nu ne mai putem încrede, că am auzit această întrebare nu de puține ori pusă, dacă nu mă mai pot încrede în oameni, în personalități vizibile ale lumii culturale, ale lumii spirituale, eu ce fac? Eu ce fac dacă ispitele sunt atât de mari și tendința este ca și cei care păreau să înțeleagă drumul luminii să-l dorească cu adevărat și să se nevoiască în acest sens, dacă și aceștia pot cădea oricând din har, pot spune lucruri care sunt învăluite în orice, numai în adevăr, nu. Eu ce fac, să întreabă omul simplu, este, din punctul meu de vedere, este, și îmi cer scuze că mă repet, este foarte simplu. Din punctul meu de vedere, trebuie să revenim întotdeauna la originile cunoașterii, să ne reîntoarcem acolo unde, din fericire, în acele vremuri nu aveau acces atât de multe persoane și nu își puteau pune influența negativă, să ne reîntoarcem la acele scrieri din acele timpuri în care cunoașterea era ținută efectiv ocultată, ținută secret, păzită și apărată de influențele externe, spre a se păstra spiritul și litera legii scrise în acele lucrări, papirusuri, ele apăreau pe pergamente și papirusuri, spre a se putea păstra într-o formă de neatins adevărul exprimat, verbalizat acolo. Timpul a trecut, secolele au trecut, mileniile au trecut, iată-ne într-o eră și într-o epocă a existenței civilizației umane, în care, din păcate, se poate ajunge destul de rapid, se poate ajunge la anumite texte, ele pot fi influențate, se poate opera pe aceste texte, astfel încât, chiar că ne-am trezit și parcă trăim de ceva vreme într-un Babilon, fiecare vorbește pe limba lui, cum a înțeles el lucrurile, fără să fi trecut printr-o
inițiere reală, consistentă, de durată și mai cu seamă supervizată, supravegheată și acceptată de către un spirit superior ucenicului aceluia care învață. Gândiți-vă, foarte mulți dintre aceia care, din păcate, chiar și acolo unde nu ne-am fi așteptat, printre prelați, printre așa zi și, din păcate, unii nu fac dovada că ar fi inițiați prin aceasta, înțelegând, inițiat într-o știință care să aibă de a face cu sufletul, în general universal, sufletul uman, sufletul de care fel vreți dumneavoastră, animal, mineral, vegetal și așa mai departe. S-a ajuns la o cunoaștere, uneori pseudo-cunoaștere, pentru că frânturi de cunoaștere au fost preluate și traduse uneori în mod greșit, pentru că nu vorbesc de cărți, de edituri, nu, de editurile serioase și importante, dar mie mi-au trecut prin mână cărți la un moment dat, a căror traducere nu mi s-a părut deloc în spiritul unor texte care înainte fuseseră traduse cu totul și cu totul altfel. Un alt aspect al problemei și al cunoașterii există edituri absolut lăudabile prin munca pe care o fac cu foarte buni traducători, dar îmi permit fără să vreau să jignesc sau să deranjez în vreun fel, să recomand acestor edituri, mai ales când traduc din, știu și eu, egipteană, din sanscrită, din indiană, să încerce să bage un glosar și să explice anumite cuvinte. Chiar zilele acestea am avut surpriza cineva să-mi relateze ce a citit într-o carte și să-mi spună: eu nu mai înțeleg nimic până la urmă, care este adevărul, care este istoria cea adevărată. Aici spune că și mi-a explicat ce se spunea în acea carte despre Adam, despre înțelepciune, despre persoana, neînțelegând că se vorbea în termeni conceptuali în acea carte. Mi luase ad literam și mi-a explicat ce s-a întâmplat cu Adam, cu prima făptură vie, căreia nu știu ce i se întâmplase. A trebuit cumva să explic, după ce mi-a relatat mai mult, că Adam în limba greacă înseamnă pământ, că înțelepciunea despre care se vorbește în carte sau Sofia, dragostea de frumos și de înțelepciune, totul era conceptual, că prima ființă vie a fost Adam, Adama. Ei bine, este vorba despre pământ, prima ființă care a căpătat consistență în univers, vrea să spună în acea carte, era o făptură, un conglomerat mineral. Bun, mergând mai departe și încercând să ne apropiem de adevărurile ce ne sunt lăsate nouă în lume de mii de ani și mai cu seamă de 2000 de ani, vorbim despre creștinism și post. Repet, mi-am dorit să revin asupra acestei teme pentru că este inacceptabil să auzim în nu știu câte emisiuni și de aceea dumneavoastră vă este cel mai greu să înțelegeți care este adevărul, să vă apropiați de el, pentru că dacă vedeți 10 emisiuni în care vi se vorbește cu diferențe sensibile despre post și vi se spune că, nu știu, la protestanți într-un fel, la catolici într-un fel, la ortodoxi este în altfel, desigur că veți alege preceptele religiei și nu preceptele adevărului pentru a ține și a urma un post cu gândul, cu cuvântul și cu fapta. Din punctul de vedere al vechilor maestri, al vechilor inițiați, ideea de post, repet, reprezintă ideea de abținere, să nu faci ceea ce faci în mod obișnuit atunci când tu te hrănești. Ideea de post reprezintă, de fapt, ideea de abținere, de abținere de la a te hrăni cu moarte, și ca în tot ceea ce faci tu, gândurile tale, sentimentele tale, hrana fizică să emane, să aibă ca dominantă viața. Hrana fizică nu poate avea ca dominantă și ca nimic altceva viața decât în condițiile în care ne hrănim cu ceva care nu ia viața. Cu ceva care nu ia viața și care nu varsă sânge. Orice post care nu varsă sânge, orice post care
dezvoltă în sufletul persoanei compasiunea, conștiința și recunoștința pentru existența altor ființe vii, se numește un post desăvârșit și împlinit. În momentul în care fie și doar o dată ne-am atins de, pentru că am fost într-o vizită, pentru că, nu știu, ni s-a făcut rău pe stradă și singurul lucru pe care l-am întâlnit în primul magazin a fost un sandwich cu salam, spre exemplu. Nu există habotnicie în adevărata credință. O cădere de glicemie, o stare de rău generalizată, o lipotimie, știu și eu, îți revii și simți nevoia să mănânci ceva imediat. Eu, din câte știu, din câte am înțeles și din învățătura pe care mi-am asumat-o în ani, am înțeles un lucru, că Dumnezeu nu este habotnic, am înțeles că, cum atâția sfinți părinți nu susțin același lucru, când omului este într-adevăr rău și nu are altceva la îndemână sau are o problemă reală și cronică și veche care într-o anumită zi din post se activează și îi dă, spre exemplu, unui om cu ulcer duodenal sau gastric sau cu aparent o simplă gastrită, dacă îți dă stări foarte intense de rău, poți să te hrănești cu ceea ce ai la îndemână în acea clipă, fără să te îngrozească gândul că ai încălcat postul, dar aceasta să nu devină o scuză și o obișnuință, nici de cum. Și desigur, apropo de spiritul adevăratului post, acel al compasiunii, nu este rău să înalți o rugăciune, este atât de benefic să înalți o rugăciune și să spui: Doamne, ție-ți mulțumesc pentru această hrană pe care eu am avut-o acum și pe care am putut să o mănânc, pentru că această hrană, mai ales dacă a fost carne, a făcut parte din trupul unei ființe care a murit pentru ca eu să mă hrănesc. Doamne, îți mulțumesc și Doamne, iartă-mă și fie ca și spiritul acelei ființe să mă ierte pe mine și pe oricare care facem acest lucru, prin faptul că noi cumpărăm carne, prin faptul că mâncăm, practic susținem această industrie a morții, care atâtea ființe sunt, își pierd viața pentru ca omul să se hrănească. Cum spune și în Decalog, una dintre cele mai importante legi ale Decalogului este să nu ucizi. Vă spuneam, din câte mi-aduc aminte, vă spuneam că am primit adesea replici de genul, chiar și pe una dintre rețelele de socializare, comentarii, că vezi, Doamne, în Decalog nu scrie să nu ucizi omul. Da, nu scrie să nu ucizi omul, spune să nu ucizi orice, implicit orice. Acolo unde nu este specificat să nu ucizi omul, să nu ucizi animalul, se presupune implicit că este vorba de actul plenar al uciderii în orice direcție. În ceea ce am putea numi acea parte doctă, intelectualizată a scrierilor creștine, în sacroterapia intelectualizată, explicată atât cu termeni, dacă vreți, științifici, cât și cu termeni și cu argumentații care țin de o filozofie foarte înaltă și nu doar o filozofie aparentă filozofie, o argumentație dură și, de fapt, neargumentată, așa trebuie să faci, ca așa spune preotul. Ei bine, în acest gen de cunoaștere teologică ezoterică și nu exoterică, deci profundă explicată și nu comună și accesibilă tuturor, în acest gen de teologie și în mod special în ceea ce a fost numit sacroterapie sau terapia prin sacru, inclusiv gândul rău îndreptat către o altă persoană este ființă, nu numai umană, o altă ființă, este considerat un act al uciderii. Bună oară, în sacroterapie sau prin terapia prin sacru, chiar marele sacroterapeut Vasile Andru amintește, în atâtea lucrări ale sale, amintește despre acel sindrom al lui Cain, pe care, din păcate, umanitatea suferă, cred că putem spune, vremurile sunt atât de îndepărtate de când a început acest sindrom se manifestă în om, încât aproape că putem spune din totdeauna, este acea ucidere cu mintea, cu gândul, dorirea de rău. Este tot o formă de ucidere, de impietare, de blocare a energiilor
vitale ale unei alte ființe atunci când urăști, atunci când te mânii, atunci când invidiezi, tu ucizi cu gândul. Pentru că gândul este imagine și imaginea și gândul împreună formează cuvântul. Și la, ca toate acestea să devină, să omogenizeze, să intre într-o osmoză, e nevoie de sentiment. Deci, practic, întreaga ființă participă la acest act al gândului rău. Acest sindrom al lui Cain și pleacă de la întâmplarea povestită, relatată în Biblie, când Cain îl ucide pe Abel din invidie, de această boală cruntă, cumplită a vremurilor moderne, omul modern suferă vizibil, nici nu mai are dorința de a-și masca acest handicap mental, emoțional, că râvnește la bunul altuia, că efectiv invidia îi devine ură pentru că acel altcineva are ceea ce el nu are și așa mai departe. Aproape că cumva în mentalul profund deranjat și perturbat al omului modern să simt asta devine parcă un act de normalitate. Omul modern parcă se rușinează și se jenează să aibă gânduri înalte, să se lase animat de armonie, de sentimente frumoase, de gânduri frumoase, de intenții frumoase. Ei bine, le refuză adesea și culmea conștient, considerându-se cumva în inferioritate dacă acceptă aceste sentimente. De ce să am compasiune? De ce să laud, de ce să mă bucur vizibil pentru câștigul unui alt om când mă simt chiar deranjat că altul are ceva mai mult, mai bun, mai frumos decât am eu. Chiar zilele acestea auzeam și mi se spunea, bine, persoana conștientiza, dar m-a durut, m-a întristat, îmi spunea ce, domne, persoana având o afecțiune cronică de mai mulți ani, simt invidie când văd că alți oameni pot face cu tare lucru perfect, normal și eu nu-l pot face și totuși a continuat prin a-mi detalia pentru că în final să-mi spună lupt, mă rog la Dumnezeu să-mi ia invidia asta. Deci persoana conștientiza și dădea seama, probabil neînțelegând totuși cât de mult rău își făcea prin acest sentiment care, repet, orice sentiment are în subsidiar gândul, imaginea, cuvântul, precum toate acestea au în subsidiar emoția, sentimentul. Sunt sentimente și sunt emoții care consumă, nu hrănesc și nu conectează. Nu conectează la planurile de lumină, sunt emoții și sentimente care conectează la stop, la opriri, la blocaje, dar îndreptate către alte persoane. Invidia înseamnă că o ființă care invidiază își dorește ca ființa pe care o invidiază să nu mai aibă acel lucru, acele lucruri, acele, știu și eu, nu știu, bunuri, câștiguri, privilegii. Și atunci emană aceste gânduri care blochează evoluția și respectivei ori a respectivelor ființe. Vestea bună pe care ne-o dă fiecare sfântă scriptură pe care o citim, scrierile vechi și străvechi și toate acestea din această gamă spirituală, în alte spiritualități, vestea bună pe care fiecare dintre aceste scrieri ne-o dă peste timp, tuturora, este că fiecare om ar putea, dacă s-ar înscrie, dacă ar avea înțelepciunea, răbdarea, voința și smerenia, cu toții ne-am putea înscrie în acel gen de destin care să ne aducă doar fericire, doar bucurii, doar împliniri, zile îndelungate și așa mai departe. Vă spun că atunci când omul comite acest păcat, sindromul Cain, precum alte păcate, dar aici fac o paranteză. Vreau să vă spun ceva, nu știu dacă știți, foarte interesant. M-am gândit că ar trebui să vă spun acest lucru, să mergem și la definiții, să și explicăm sensul cuvintelor, conceptelor. Știți ce înseamnă păcat, cuvântul păcat? Vine de la pecus, din limba latină, care înseamnă a merge strâmb, un picior care are un defect, care, o zonă a picioarelor afectate, care nu pot merge mai departe, care nu își pot continua
un drum, nu pot merge, nu pot da stabilitate ființei respective, un fundament, până la urmă, picioarele susțin ceva, o construcție care se continuă în sus, da? Pe verticală, restul corpului. Ei bine, această bază a acestui fundament, a acestui vehicul fizic, sunt picioarele. Pecus sau piciorul strâmb, pecus, de unde a derivat păcat. Pecus, dacă vreți, deja devine ulterior din latină un adevărat concept prin extensie și metaforizare a lipsei de coerență. Ea semnifică această metaforă plecând de la cuvântul pecus, care devine un concept referitor la păcatul spiritual. De ce? Pentru că prin extensie, în vechime se considera că orice handicap fizic care te nășteai sau pe care îl dobândeai ulterior era o consecință fără doar și poate. O consecință a deraierii tale ca individ de la fluiditatea, cursivitatea, coerența, puritatea fluidului de energie și informație cosmică pe care divinitatea îl revarsă asupra oricărora dintre ființele create, pentru că acestea să fie capabile de a-și păstra integritatea fizică, emoțională și mentală, specifice și necesare viețuirii la cei mai înalți parametri ai acestei viețuiri. Să poți să ai înțelepciunea, răbdarea, înțelegerea și toate aceste valențe obligatorii și implicite dezvoltării altor capacități de luptă, nu de luptă fizică, nu la asta mă refer neapărat, de a contracara diversele pericole care vin din natură, din mediul apropiat sau mai puțin apropiat, astfel încât toate ființele să-și poată păstra un neatins, inalienabil, un areal de supraviețuire. Spațiu vital, să-și poată obține hrană și așa mai departe. În momentul în care un handicap fizic, o problemă cronică de sănătate, te împiedică să faci acest lucru, înainte vreme, în vechime, se considera că aceasta, de fapt, ar reprezenta o sancțiune. O sancțiune a divinității la adresa respectivei ființe umană sau non-umană. Nu doar oamenii pot avea handicapuri, nu doar oamenii cunosc binele sau răul, bucuria sau tristețea, nu doar oamenii își pot pierde din această integritate fizică, emoțională, mentală și așa mai departe. Iar aceasta, repet, vine ca o consecință, vine ca o consecință a nerespectării anumitor legi universale scrise pentru om și la fel de nescrise pentru același om, precum de fapt sunt nescrise cu litere pentru restul speciilor, dar sunt scrise în ADN-ul, în mentalul și în subconștientul lor, și în toate lucrurile care sunt împrejur și pe care animalul încă le vede, le simte, le cunoaște, le percepe, pentru că nu și-a dezvoltat acest eu și supra-eu care să-l rupă de planul inițial, de matricea cu care el continuă să se afle în conexiune și să primească informațiile necesare supraviețuirii. Ei bine, păcatul, plecând de la latinescul pecus sau picior strâmb, acolo unde orice deformitate, orice handicap fizic era considerat o sancțiune, o răsplată, o pedeapsă cuvenită în urma unei greșeli, acest pecus sau păcat nu este altceva până la urmă decât încălcarea arbitrară, cel mai adesea voită, deloc necesară, a acelor legi ale vieții numite universale sau, cum vreți dumneavoastră, multiversale, dar care sunt specifice derulării mecanismelor intrinsece ale vieții. Nu iei viața, spre exemplu, unei ființe și animalul din junglă știe. Leul nu ucide o căprioară decât dacă el însuși este dereglat cumva mental, emoțional și așa mai departe,
sau dacă este cu adevărat foame, trebuie să se hrănească, are pui de hrănit. Un leu sătul sau orice alt animal pe care noi îl considerăm sălbatic, orice alt animal din junglă nu va ucide niciodată decât dacă este foame. Sau s-a dereglat, ucide pur și simplu. Ucide pur și simplu pentru că a devenit o mașină de ucis, cum obișnuim să spunem noi oamenii, capătă gustul sângelui, capătă acea stare schizoidă a unui individ care și-a pierdut. Când spun individ, nu mă refer numai la oameni. Individ, da? Uman sau non-uman, care și-a pierdut starea, măcar relativă, de echilibru interior, de obiectivitate și de conștiență, nu am nevoie să fac asta. Acum nu am nevoie să iau viața altei ființe. Nu-mi este foame, nu-mi amenință arealul, viața și teritoriul sub nicio formă. Omul a ieșit de mult din aceste legi ale naturii, până la urmă acceptate cumva și înțelese, tolerate de către matricea universală. Spun tolerate pentru că, să știți, ca fi carnivor, nici măcar animalelor nu le-a fost cândva permis, cândva când pământul avea frecvența raiului, când nu exista ființă carnivoră pe acest pământ, dar pentru asta ar trebui să ne întoarcem cu mult în cunoașterea străveche și să aflăm cumva despre începuturile vieții pe acest pământ, când se pare, o spun voci din sferele unor domenii foarte, foarte, în care oamenii sunt puși foarte bine la punct cu acest gen de cunoaștere și cunoașterea le este sprijinită de descoperiri concrete. Ei bine, odată cu această coborâre a frecvenței energetice a Pământului, realmente, ființele au început să se atace între ele, ființele au început să vadă în carne și sânge hrană, au început să se ucidă pe orice căi, cu gândul, cu cuvântul, cu privirea, adică cu sufletul fizic. Uciderea a devenit parcă un dat. Parcă nu se mai poate ieși din această sintagmă, din această paradigmă. Parcă nu se mai poate ieși, parcă este mai ales în comunitatea umană, a ființelor umane, a te hrăni cu moarte, cu trupul care a aparținut altei ființe, e văzut ca ceva foarte normal. Adică, care e problema că mănânc carne? Tata, tu vezi în acel lucru doar o bucată de carne, o friptură. Dar e o parte care a aparținut unei trup al unei alte ființe. Încearcă să vezi întregul. Că de aceea trăim într-o cultură schizoidă, avem reacții dictate de un interior schizoid și așa mai departe. Și ne întrebăm, cum se întreabă atâția oameni, a uitat Dumnezeu de mine? Am auzit această propoziție de mai multe ori în ultimul timp, la mai multe persoane. Mă rog, fac, de ce nu mă vindec, de ce nu îmi descopăr leacul, de ce nu... Dar privind doar la câteva elemente ale vieții acelui om, puteai să conștientizezi imediat, instantaneu, să vezi greșelile fundamentale ale vieții lui și cu toate acestea, omul să strige către Dumnezeu, de ce m-ai uitat? Nu te uită niciun Dumnezeu, niciodată. Dar dacă tu trăiești în această paradigmă a superficialității, a nepăsării, am întâlnit oameni, spre exemplu, lacto-vegetarieni sau vegetarieni. În schimb, nu i-am văzut să aibă compasiune față de altă ființă. Nu i-am văzut să intereseze lumea în care trăiesc. Ce pot să fac? Ce pot să las în urma mea? Nu copilul, casa, contul, mașina, iahtul. Ce pot să las în urma mea? Un gând, o binecuvântare? Un gând care, repetat, să plece, să plece, să plece și să rămână în marele egregor al umanității. Să las o binecuvântare, să las o viziune. O viziune, ca în meditație. Atunci când meditați pentru a vă obține binele personal, asta faceți, vizualizați, amprentați eterul cu imaginea dumneavoastră despre acel lucru, situație, propria persoană. Vă spune acela care vă călăuzește în meditație, vă spune, imaginează-ți că te afli pe un câmp plin de flori și mergi și mergi și ajungi și e un izvor și vezi și auzi și culori și păsări și cer și aer și soare și ai ajuns într-o zonă în care se întâmplă etâcă, etâcă, etâcă.
Dacă puteți face și putem noi toți să facem meditații în scopuri strict personale, care nu, din păcate, nu ajută cu nimic sau prea puțin lumea în care trăim, în loc să ne plângem că Dumnezeu, că unui Dumnezeu pe care ni-l imaginăm răzbunător nu-i pasă de noi, n-ar fi mai cinstit să avem noi sentimentul că am încercat să facem tot ce puteam pentru această lume, pentru ca apoi să judecăm instanțele superioare vieții noastre și a vieții fizice în general, n-ar fi mai cinstit și mai onest să ne spunem: Doamne, m-am rugat pentru viața în general să fie binecuvântată, m-am rugat ca oamenii să descopere lumina, m-am rugat ca oamenii să înțeleagă cu adevărat lumina, m-am rugat ca oamenii să iubească plenitudinea manifestării vieții, m-am rugat ca oamenii să nu mai verse sânge, ca oamenii să nu se mai, să nu-și mai facă rău unii altora, să nu mai facă rău ăstor făpturi mai mici, cum spun Sfinții Părinți. M-am rugat la Dumnezeu să putem să încercăm cu toții să trăim astfel încât să nu mai fim în rezonanță cu aceste boli, noi le spunem boli, cumplite și aparent de nevindecat. M-am rugat la Dumnezeu să ne arate calea. M-am rugat la Dumnezeu să mă pună din nou pe mine, acela care mă rog, în rezonanța specifică vieții. Să mă reincludă în lege, în legea vieții, să reintru în legea rezonanței. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă să mă îndepărtez și să mă detașez de tot ceea ce face cu putință ca acest gen de boli, acest gen de destine și pierderea prematură a vieților să fie posibilă. Luminează-mă, Doamne, pe mine și fie ca eu, la rândul meu, când voi cunoaște lumina, să pot călăuzi și alte ființe către pace, către lumină, către compasiune, către binecuvântare, către infinitul numit viață. Este atât de frumos și atât de simplu să te rogi pentru viață, dar nu numai pentru viața care o vrei tu pentru tine, că te rup de întreg. Nu se poate să te rogi pentru sănătatea ta, pentru să obții bunurile pe care tu le dorești pentru tine, privilegiile în lume, cumul de diverse și tot felul de diverse materialități, ca și când tu ai fi o enclavă, o insulă, departe de orice te înconjoară. Atunci când te rogi, tu trebuie să te situezi pe tine în acest ocean, în această matrice. Doamne, ajută-mă să mă reîntorc în matricea vieții. Doamne, ajută-mă să-mi înțeleg lipsa de lumină. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pustiu, ce întuneric, ce neînțelegere, ce lipsă de compasiune și nemilostivire, ce superficialitate continuă a vieții mele a făcut cu putință ca eu să ajung azi la un diagnostic, la o pierdere, la un divorț, la atâtea alte neîmpliniri numite drame sau tragedii. În momentul în care vom înțelege și asta ne oferă postul, de fiecare dată când ne aflăm în perioada de post, Sfinții Părinți au încercat de la începuturile vremurilor creștinismului, atunci când creștinismul primordial se cumva încerca să-și adune valorile și să le pună cap la cap și să creeze din ele o învățătură ușor de preluat pentru necunoscători și pentru cei care n-au fost în apropierea lui Iisus Hristos, care n-au primit în mod direct harurile precum apostolii, care n-au putut vedea și auzi, simți, deci nu s-au putut transforma în relație directă cu, virgulă, cuvântul devenit trup, devenit om. Sfinții Părinți de la începuturile creștinismului, înțelegând complexitatea prin diferență, nu prin altceva, complexitatea energiei și a informației, care era radical opusă energiei și informației în care trăia omul obișnuit, au căutat cumva să traducă prin frumoase cuvinte și simple scrieri un îndrumar de bună viețuire, astfel încât omul să cunoască, să simtă și să-și asume cu adevărat buna, dreapta și înălțătoarea viețuire. Ori în scrierile de început ale Sfinților Părinți veți vedea
veți găsi, veți întâlni rugăciuni pentru toate ființele și viețuitoarele, nu doar pentru om. Pentru că eu constat, spre exemplu, nenumărați călugări în mănăstiri, închiși, măicuțe, în mod special despre ei vorbesc, se roagă neîncetat, 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 nu mai știu pentru ce. Dacă un terapeut, un bioterapeut trece pe lângă unii dintre aceștia, în loc să simtă viață, energia, biocâmp, va simți pustiu, gol, moarte. Și te întreb, Doamne, pentru ce se roagă? Sunt goi, sunt pustii. Anul trecut am trăit o experiență la o mănăstire din Târgoviște. Îi spun unei măicuțe, măicuță, aveți un câine flămând la poarta mănăstirii, unul mai tot, nu foarte departe de poartă. Aveți măcar un bol să punem puțin apă și mâncare? Ce pus să urle, să țipe, că pe ea nu interesează să ia cine i-a pus acolo. În alt loc, la fel s-au petrecut lucruri de acest gen. Vreau să le dau o veste foarte proastă pe această cale anumitor călugări și anumitor măicuțe. Viața pentru care voi vă rugați sau credeți că vă rugați nu are nicio legătură cu viața pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Reacțiile de acest gen, răutatea cu care răspundeți, nepăsarea, aproape că nesimțirea diabolică pe care o manifestați față de făpturile acestea, oricare ar fi ele, putea să fie un pescăruș căzut la poarta mănăstirii, nu? Că s-au umplut orașele de pescăruși. Putea să fie o cioară, o privighetoare, o turturică. Putea să fie un buchet de flori într-o glastră, aproape să-și dea sufletul vegetal, pentru că au suflet, în lipsa apei. Și eu să spun eu, oricine, măicuța, aveți puțină apă să pun. Nu mă interesează cine și-a lăsat acolo glasra să le ia. Nu este o atitudine deloc creștină. Nu are nicio legătură cu viața, nu are nicio legătură cu evoluția. Ce să fac? Să mă reîntorc la profețiile Sfinților Părinți care ne spuneau, nu de mult, de foarte curând. Inclusiv Părintele Arsenie Boca ne avertiza cumva, direct sau indirect, Părintele Argatu, Părintele Cleopa, mă copii, aveți grijă că în vremurile de pe urmă va propovădui necuratul din altar. Dureros, dureros, trist, nu am cuvinte. Și atunci, într-adevăr, se întreabă omul fără cunoaștere spirituală, referitor aici, mă refer la în alta înțelepciune, că vrăjitoarele au cunoaștere spirituală, dar ține de întunecata înțelepciune. Nu ne mai mirăm că omul care nu are această cunoaștere în altei spiritualități ajunge într-un stadiu de disperare, spunând, eu după cine să mă iau? Bunule om, după viață, iată. Oricare părinte, oricare medic, oricare terapeut, oricare om simplu, trecător, anonim, îți va spune un cuvânt în sensul vieții, urmează-l. Dacă îți va spune, nu te mai mânia, iartă, uită, iubește, rănește, pune apă. Dacă îți va spune și te va învăța cu Duhul blândeții sau nu, poate acel trecător prin viața ta, poate în acea clipă, în acele momente, nu va avea suficientă răbdare să-ți spună, bunule om, renunță la moarte, nu te mai hrăni cu moarte, nu te mai hrăni cu sângele și trupul altor ființe, ținești un pic de post, pune o rugăciune, milostivește-te, dă ceva unui bătrân, hrănește un animal, bucură-te că vezi o pasăre, pune-i niște grâu la geam. Fina sentimentul vieții. Fina sentimentul vieții. Oferă, bucură-te. Nu lăsa să se facă dimineață doar pentru ca tu să te duci să obții din această lume ce vrei. De cum s-a făcut dimineață, deschide fereastra și uite-te, vrăbiuța, mierla de la geam, porumbelul sau guguștucul, cioara, are... Oare nu e foame? Poate am niște pâine de pus, poate am puțin arpacaș prin casă sau grâu. Te mai uiți un pic peste pervaz, vezi un pisoi care trece prin grădină înfometat. Poate mi-a rămas un rest de mâncare de seară. Și așa mai departe. Participați la actul vieții dacă vreți ca viața să vă ia în calcul. Dar nu faceți din negoț. Bine, la început poate o veți face fără convingere. Hai să o fac și pe asta. Dar veți vedea că la un moment dat vă va pătrunde ceva în inimă. Un sentiment. Un sentiment de bucurie a lucrului bine și drept făcut.
să nu vă imaginați că de la începutul acela în care veți face acte de milostenie, corpul auric se va evidenția, va exploda, veți fi în totalitate o lumină, vă veți vindeca. Nu, nu, nu faceți asta pentru ca să obțineți aceste lucruri. Ele vor fi o consecință, vor veni implicit, pentru că vă va crește energia. Se va etera, se va transforma în lumină. Faceți aceste lucruri, chiar dacă la început fără convingere, măcar ca un experiment, să vedeți ce se întâmplă. Vă veți trezi că vă bucură acest lucru, că vă lipsește, că poate dacă într-o zi veți uita, veți spune, ah, am uitat să pun arpacaș pe pervaz, am uitat să-i dau ceva mâțului eluia care trece în fiecare zi pe sub geamul meu. Nu-l văd, dar îl lasă, că o să treacă el. Bun, abia apoi așezați-vă la rugăciune. După ce veți avea sentimentul că v-ați milostivit, așezați-vă la rugăciune, doriți-vă, cereți și spuneți, spuneți acea rugăciune, dacă aveți curajul, acea rugăciune, n-ați avea de ce să nu aveți puterea și curajul dacă veți fi în sentimentul vieții și veți ști că ați făcut lucruri bune, bune, frumoase. Nu veți putea să nu spuneți, Doamne, fă cu mine ce am făcut eu altora. Este o rugăciune străveche, creștină, nu chiar atât de veche, are niște sute de ani, și spuneți așa, Doamne, fă cu mine ce am făcut eu altora. Și mai spuneți, înainte de a face altora ceva, binele pe care îl sperați și îl doriți, Doamne, nu eu, ci Hristos în mine. Începeți cu asta în fiecare zi. Mulțumiți, mulțumiți pentru faptul că în mod fizic existați, în mod energetic existați, în mod informațional existați, că informații care pleacă de la creier ajung la toate organele și că, virgulă, creierul le primește de undeva din perispirit, spirit, perispirit, univers, îngeri, așa mai departe, pentru ca dumneavoastră, fiecare dintre noastre să fiți în viață, cred că nici nu vă puteți imagina ce mecanism complex pentru o minte obișnuită. Așa n-ar fi deloc complex. Stă la baza vieții fiecărui individ. De aceea postul trebuie ca prin tot ceea ce înseamnă el hrană mentală, hrană emoțională, hrană fizică, să fie în asentimentul vieții, aceea cu care mi s-a întâmplat să stau de vorbă în ultimul timp și care vă știți foarte bine, v-ați revoltat la gândul de a ține un post întreg fără carne și fără alte lucruri de acest gen, vă recomand cu tărie să meditați la ceea ce înseamnă viața cu adevărat, să meditați la dreptul la viață, nu doar a ființei umane, să meditați la faptul că atunci când se varsă sânge și se taie în mii de bucăți carne, adică fostul trup al unei ființe, să știți că din acel trup au fost aruncate un spirit și un suflet care aveau ca și dumneavoastră vise, speranțe și un viitor în față. Atunci când țineți post, gândiți-vă că nu mai interferați malefic cu viața altor ființe, că nu mai sunteți un contaminator și un infestator al vieții altei ființe, că nu mai sunteți inchizitorul și călăul pentru o altă ființă, că începeți să vă meritați locul în lume și în univers. Postul este o cale de reîntoarcere la sine, la sinele înalt, nu la cel mediu și nici la cel inferior. Postul este o cale de reîntoarcere la viață în care eu aleg conștient ca ființă umană care mă pretind după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru că Sfintele Scripturi mi-o spun, numai că eu m-am îndepărtat foarte mult, eu omul modern de acel deziderat. Și fac aici o altă paranteză să lămuresc un lucru. Când spunem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ce este chipul unei ființe? Este lumina sau întunericul pe care o emană? Nu se referă la trăsături. Nu se referă în mod special la trăsături. Unii și-l imaginează pe Dumnezeu asiaticii, probabil cu chip de asiatic, cei din Africa cu chip specific de african, europenii și-l imaginează arian și așa mai departe.
Aceste cuvinte din Biblie care ne spun să fim asemenea lui Dumnezeu, pentru că am fost creați și suntem oricum după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne duce și ne trimite la Cartea Vieții, de fapt, care vrea să ne arate că purtăm în noi toate semințele, toate semințele vieții, care, din păcate, nu au mai germinat de la un timp, decât prea puțin sau aproape deloc, pentru că omul a ales să trăiască în paradigma morții, prin hrană fizică, gânduri, emoții, sentimente, acțiuni îndreptate către sine însuși, semeni umani, semeni non-umani. De ce semeni non-umani sau animale? Repet, pentru cine nu a înțeles încă, ceea ce ne face atât de asemănători este, constă și sălășluiește în fiecare program interior, intrinsec, vehiculului, organismelor care conțin programe specifice vieții. Avem programe care spun cum să se formeze când se pogoară spiritul, cum să se formeze trupul în pântecele mamei. Avem programe care ne învață să respirăm, ne învață să mergem, să gândim, ne învață să învățăm. Degeaba o mamă i-ar repeta unui copil la infinit limba pe care ea o vorbește încercând să-l învețe pe copil să vorbească, dacă noi nu am avea un program interior care să ne facă, să ne deschidă, să ne dea percepția, înțelesul, ideii de a învăța. Dacă noi nu am avea acea înțelegere, minimă înțelepciune pusă în noi de matrice, sursă, divinitate, că cineva vorbește cu noi, că vrea să ne... Simplă această percepție. Că cineva vorbește cu noi pentru ca noi să preluăm ceva de la acea ființă. Mesaj. Vă știți că n-am învățat nimic. Deci totul în noi este viață prin programe, amprente și așa mai departe. Când vom înțelege ce este postul și complexitatea răspunsului, da, nu e mare lucru să te abții de la carne și alte monstruozități de acest gen, dar veți vedea efectele ulterior, câtă viață și câtă energie vitală pătrunde treptat în organismele dumneavoastră. Ți-a auzit desigur de cazuri și nu puține care oameni, după 21 de zile de post, în care au inserat și zile de post negru, miercurea, vinerea, s-au vindecat, miraculos, cum se spune, de o boală. Miracolul nu este ceea ce cred foarte mulți oameni, că e ceva pentru care mă rog să pice din cer. Miracolul este o intrare în rezonanță, pentru ca tu să ai parte de acel miracol, pentru ca acel miracol să ți se întâmple, trebuie să faci tot ce stă în putință. Uneori durează ceva mai mult. Pentru unii durează în funcție și de ceea ce cer, de la câteva minute până la săptămâni, luni și ani, pentru că încă nu văd sau nu pot să îndepărteze anumite obstacole din viețile lor. Încă se luptă cu morile de vânt, au membru al familiei care le pune stabilă vieții și evoluției. Au ei o gândire pe care încă nu o percep în totalitate și pun singuri piedici și așa mai departe. Dar transformarea vine negreșit și obținerea miracolului vine negreșit atunci când m-am dezbărat de toate opreliștile, de ordin mental, de ordinul credințelor, cred în lucruri care de fapt mă blochează și așa mai departe. Deci, revenind la ideea de post, trebuie să înțelegem că singurul post, pe care n-am să-l numesc nici catolic, nici ortodox, nici de niciun fel, nici protestant, post sau abținere, singura formă de abținere, care să fie timp, așa după cum am înțeles de la Sfinții Părinți și de la inițiații din vechime, singura formă de abținere care să fie în asentimentul tuturor făpturilor vii, a lui Dumnezeu, a sufletului meu, a vieții pur și simplu, este acel post care într-adevăr înseamnă abținere de la a ucide. Să te abții să ucizi. Poți începe dintr-un sens sau dintr-un altul. Poți să te abții să ucizi mental, să invidiezi, să te mânii foarte des sau să dorești răul cuiva, sau poți începe din zona fizică. De azi nu mai mănânc carne.
de azi nu mai mănânc nu știu ce. Mulți oameni se întreabă, bine, bine, nu mănânc carne, dar de ce e un păcat să mănânc o brânză și așa mai departe? Acest pecus sau picior strâmb pe drumul vieții al destinului personal intervine acolo unde nu înțelegem că și acel ou în el a fost, nu, un spirit. Dacă mama lui îl clocea, ieșea o ființă. Da, și acolo a fost o ființă în acel ou. Alte produse, precum laptele sau brânza, conțin părți din SN-ul ființei respective. Aici sunt foarte multe discuții despre laptele și brânza obținută de la capră, vacă și ce vreți noastră. Și în mediile științifice, în ce măsură face rău organismului fizic, precum aceste discuții există și în mediile de spiritualitate. Dom'le, totuși nu curge sânge, nu luăm viața, nu, dar te hrănești cu ceva care nu concordă cu nivelul tău, cu nivelul vehiculului tău energo-informațional devenit pe o treaptă a manifestării lui fizic, tu nu te afli în concordanță cu vibrațiile acelei ființe și atunci bine este când în restul anului mănânci o lapte, brânză, să binecuvântezi și să mulțumești pentru cele primite, pentru a îndepărta diversele energii care nu sunt foarte benefice organismului uman, care, o repet, cum am spus și atunci în acea emisiune și părintele era foarte, foarte surprins și enervat, omul nu a fost creat să fie carnivor, da? Chiar știința a dovedit-o. Dantura, lungimea intestinelor, la ierbivore, lungimea intestinelor este lungă, ca și la om. Deci avem intestine foarte lungi. La făpturile carnivore, intestinele sunt mult mai mici ca lungime, pentru că dacă acel produs, carnea, spre exemplu, carnea, ar stagna foarte mult pe traseul acesta al intestinelor, ar produce extraordinar de multe toxine, procesele de putrefacție și fermentație generate și datorate sau cauzate firescului de a fi descompusă hrana, pentru ca ce e bun să treacă prin peretele intestinal, să intre, să devină nutrient, să intre în circuitul sanguin spre a hrăni ființa, da? Dumnezeu, în marea lui înțelepciune, a determinat ca ființele care, după marea cădere, atât în spirit cât și sub toate formele a ființelor umane, ele la rândul lor generând căderea din hara restului ființelor prin războaie, prin gânduri, prin avariție, prin lăcomie, prin sindromul Cain. Bun, am coborât vibrația întregii planete, atunci, în marea sa înțelepciune, se pare că Dumnezeu a ales să scurteze proces care s-a produs în mii, zeci de mii, sute de mii de ani, nu contează, intestinele carnivorelor, care au intestinele cu mult la sfert, practic, față de ierbivore, care au intestine mult mai lungi. De ce? Pentru că acele elemente oleaginoase, verdețuri, da? Și așa, semințele, să stagneze mai mult pe traseul intestinal ca să-și poată extrage nutrienții în acele, să poată fi extrași nutrienții în procesele de descompunere de la nivelul acestor organe pereche a intestinelor. Știința a dovedit-o cu vârf și îndesat, în mod repetat. Mai avem, din păcate, în sânul bisericii binecuvântatei, de altfel, biserici ortodoxe, pentru că aici se lășluiește imens de multă lumină. Dar desigur că acolo unde este și multă lumină, iată, se arată și aspecte, părți, manifestări de întuneric, pentru că oriunde este lumină, întunericul va da buzna să o distrugă și iată, trăim aceste lucruri din plin. De aceea îmi permit, știu că probabil voi supăra, dar nu asta îmi doresc, îmi permit să atrag atenția sau nu știu cum să mă exprim, să rog din suflet pe acei sfinți părinți care încă rămân în
în niște mecanisme de gândire. Trecute, mult trecute și deloc fundamentate și neargumentate, îi rog din suflet, pentru că permit să amintesc un sfânt, Vasile cel Mare, a fost și medic, nu doar preot, stăpânea literele, medicina, astrele, înțelegea plantele, știa că sunt de leac și așa mai departe. Îi rog pe Sfinții Părinții zilelor noastre să readucă cu adevăr și cunoaștere în actualitate discuția despre adevăratul post, care înseamnă lumina din cuvinte, din gânduri, din fapte și din hrana cea fizică, și să-și mai amintească puțin cam cum erau Sfinții Părinți de la începutul, din perioada creștinismului primordial, care se nevoiau și iar se nevoiau spre a cunoaște și a înțelege taina vieții, taina lui Dumnezeu, taina făpturilor create de dumnezeire, și să nu mai reacționeze cu atâta agresivitate atunci când știința, prin diversele persoane, le vorbește, le șoptește sau le strigă de-a dreptul informații cruciale care își dau mâna cu creștinismul din cel adevărat și neimpietat din toate timpurile, inclusiv cu creștinismul primordial, care la fel se pare că pleda pentru viață în tot și în toate. Reamintesc, lipsesc multe cărți din Biblie, lipsește o cunoaștere importantă lăsată de Domnul Iisus Hristos, dar să sperăm că la un moment dat, în ceea ce numim biblos sau scriere, mai pe scurt Biblie, este un termen sumerian, să sperăm că la un moment dat vor fi puse toate informațiile cap la cap și ne vom lumina instantaneu, poate nu peste mult timp, sper din tot sufletul, repet, post înseamnă abținere, el nu e catolic sau protestant sau ortodox, post este universal și înseamnă abținere de la a ucide. Țineți minte, standardul cel mai important al oricărui post este acesta, de a te abține de la rău. Doamne ajută, o după amiază cu lumină și cu abținere de la întuneric. Să aveți lumină!